Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la știri. Cu ocazia Zilei Naționale a României, Inspectoratul Județean de Poliție Alba dorește ca siguranța publică să nu fie tulburată. În acest sens, peste 200 de polițiști din toate structurile inspectoratului se vor afla în misiune. Obiectivul clar și principal al acestora fiind liniștea și ordinea publică. Pe lângă dispozitivul curent, Inspectoratul de Poliție Alba va acționa în zonele aglomerate cu peste 200 de polițiști din toate structurile. Astfel, pentru a fi păstrat un climat de ordine publică și siguranță, lucrătorii din cadrul MEAI-ului vor patrula în zonele preponderent aglomerate, însă vor viza și sectoarele rutiere unde s-ar putea forma ambuteiaje. Cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a luat o serie de măsuri pentru intensificarea acțiunilor, suplimentarea efectivelor de siguranță publică și prezența echipajelor de poliție rutieră în locurile în care urmează să se desfășoare manifestări publice pentru sărbătorirea Zilei Naționale și în special în municipiul Alba Iulia, astfel încât să fie prevenite evenimentele negative. Nici aparatele radar nu vor fi scoase din funcțiune cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale, dorindu-se în mod special evitarea accidentelor. Polițiștii recomandă să aveți o atenție sporită la genți, poșete sau alte bunuri de valoare, să nu consumați băuturi alcoolice în mod excesiv și să nu conduceți sub influența alcoolului.